Salutare, sunt Lucian și în acest episod o să vorbim despre modulul Camera Raw din Adobe Photoshop. Nu o să stăm prea mult la vorbă pentru că este destul de mult de vorbit, așa că o să intrăm direct în Photoshop. Sunt două modalități prin care puteți să ajungeți în Camera Raw. Prima modalitate este dacă aveți o fotografie Raw și o deschideți în Photoshop. Ni se deschide automat modulul de Camera Raw și despre acesta o să vorbim astăzi. Pentru cei care sunt familiarizați cu Lightroom-ul, este asemănător cu modulul Develop din Lightroom. Ok, de unde să încep? O să începem în prima fază cu meniurile din dreapta. Primul meniu care vi se deschide este cel în care puteți să vă setați white balance-ul. În partea de sus, după cum puteți vedea, expunerea, contrastul, highlights, shadow, whites, black, clarity, vibrant, saturation. Ca să înțelegeți puțin mai bine ce fac fiecare, o să și editez această fotografie. O să încerc aici să dau un white balance auto. Este în regulă. Expunerea o să mai o scad puțin, cresc puțin contrastul, highlight-urile le mai scad foarte, nu foarte mult, shadow cresc mai mult, în același timp, până în partea de sus, după cum puteți vedea, aveți histograma, după care puteți să vă ghidați. O să crezi mai mult claritatea, în cazul acesta, Vibrance în sunul foarte mult, cam atât. Haideți că o să crezi totuși expunerea mai mult. O să continui. Următorul meniu este cel de Curves. Este asemănător cu cel din Photoshop. Eu de obicei nu-l folosesc pentru că pot să-l folosesc în Photoshop, dar dacă vreți, aici, de exemplu, puteți să mai accentuați contrastul. De exemplu, tragem puțin în partea de jos, în partea de sus sus și am accentuat contrastul o să-l las așa continuăm avem modulul de noise reduction și sharpening în cazul de față nu este nevoie de foarte mult poate noise o să încerc să-l mai elimin prea mult. Haideți să vă explic puțin și cu acest meniu, la sharpening, cu cât creșteți amount-ul, se accentuează mai mult sharp-ul, după cum puteți vedea, în cazul meu este mult prea mult așa. Masking-ul, la fel ca în Lightroom, dacă țineți apăsat pe alt în timp ce trageți de el, ceea ce rămâne și ceea ce vedeți aici cu alb, se va accentua sharp-ul, iar ceea ce este cu negru nu va fi afectat deloc, este un fel de mască din Photoshop. Eu vreau să accentuez doar artificiile, deci ceva de genul acesta este ok. Iar în partea de jos aveți Noise Reduction. Ca să scoateți din noise, principalul slider care vă interesează este primul, acesta. Dacă vă duceți maxim în dreapta, haideți să dau un zoom ca să vedeți, l-a scos aproape de tot, iar în stânga el este în continuare accentuat. Eu o să las ceva de genul 20, cam așa, este în regulă. Continuăm cu următorul modul care este cel în care puteți să vă modificați atât lumina, saturația culorilor pe care le aveți în fotografie. De exemplu, în cazul meu, dacă vreau să accentuez mai mult, de exemplu, albastru, pe care îl văd aici în partea de sus, o să merg la albastru și trag în dreapta. Sau dacă vreau să îl desaturez, trag în stânga. O să accentuez puțin albastru. Cred că verde mai am prin fotografie, galben este destul de mult accentuez puțin și galbenul. La hue dacă mergeți, puteți să modificați culorile respective. De exemplu, dacă vreau din albastru, din zona aceasta de albastru sau de aici, să schimb culoarea, voi trage de acest, în stânga este verde, în dreapta este magenta. În cazul meu nu o să-l folosesc, iar la lumina aici va fi afectată lumina culorii respective. De exemplu, în albastru, dacă vreau să-l mai întunec în stânga, dacă vreau să-l luminez în dreapta, eu o să-l încerc să-l mai luminez, galbenul, nu o să la el pentru că strică destul de mult culoarea dacă dați dublu click se resetează automat sliderul re, uh, respectiv la 0. Mai aveți în partea de sus aici un buton, dacă apăsați convert to grayscale o să-l transforme automat fotografia în alb-negru, în cazul meu nu vreau acest lucru. O să continuăm cu următorul modul care este cel de split toning. În această zonă puteți să modificați culoarea care o găsiți în highlights, dar și culoarea pe care o găsiți în shadow. De exemplu dacă vreau un highlights să pun un uh, galben, să mă duc spre galben iar în Shadow un albastru. Voi face ceva de genul acesta. De reținut, după cum ați văzut, culoarea se accentuează prin sliderul de saturație. Sliderul de balance este, dacă vreți mai mult galben în fotografie, atunci veți trage de el în, în, dreapta. Dacă vreți mai mult albastru, veți trage în stânga. O să dau dublu click și o să las la 0. Următorul modul este cel de lens correction. Automat, dacă veți bifa enable profile correction, ar trebui să vă detecteze profilul obiectivului cu care ați fotografiat. Nu este destul de drastică schimbarea, după cum puteți vedea în cazul acesta. Fotografia a fost făcută cu Nikon 1755 2.8. Pot în același timp, dacă vreau să șterg automat Romatic Aberration, la fel bifez acest buton. În partea de sus aveți meniul de manual, în care puteți să faceți modificările pe care le face automat și manual. De exemplu, distorsiunea, dacă vreau să umblu la distorsiunea fotografiei, pot să umblu de aici. Iar în partea de jos Aici aveți zona în care puteți să modificați aberațiile de culoare. Jos aveți vinietă. Eu nu o să umblu și nu o să accentuez vinieta, dar puteți să o accentuați de aici. Acest modul de aici este strict legat de vinieta făcută de către lentila pe care o folosiți, dar puteți, dacă vreți, să adăugați și o vinietă. Dacă dau în stânga, haideți în dreapta ca să se vadă mai mult. O să vedeți că s-a pus o vinietă albă. Nu este cazul meu. Modulul de camera RO are un meniu special de vinietă în care dacă doriți să adăugați vinietă și acesta este aici, următorul care este cel de efect. Primul este de Haze. Acest modul nu se vede foarte bine în fotografia asta ceea ce face. A fost adăugat destul de curând. Vă ajută foarte mult în momentul în care vreți ori să adăugați ceață în fotografie, ori să scoateți ceața dintr-o fotografie. De multe ori face o treabă destul de bună, dar trebuie să aveți foarte mare grijă cu el. Am observat că ca să nu se piardă din calitate, trebuie să adăugați în jur de 5, 10, 15, maxim 20. Următorul este cel de grain. Eu mai devreme l-am scos, dar dacă vreți să adăugați unul artificial de aici, puteți să adăugați. Iar, în continuare, după cum v-am zis mai devreme, aveți modulul de vinietă. În stânga, dacă da, se accentuează, se pune o vinietă neagră, în dreapta se pune o vinietă albă. Următorul slider este cel de midpoint, centru vinietei cât de rotundă să fie și acesta este cel de feather, dacă vreți să fie foarte puțin sau foarte accentuat. Eu am, făcut în, am dus puțin la extrem ca să vedeți exact ceea ce face fiecare slider. Vom continua, următorul meniu este cel de camera calibration, aici în principiu nu veți umbla doar dacă veți avea un profil de culoare al camerei respective, atunci puteți să-l modificați de aici. Dacă nu îl lăsați pe ultimul, în cazul de față este de 2012 și adobe standard. Următorul meniu este cel de preseturi, de exemplu dacă v-au plăcut toate modificările pe care le-ați făcut la această fotografie și vreți să le mai adăugați și să nu trebuiască să le faceți de fiecare dată pentru alte fotografii, puteți da click aici în partea de jos, pe acest buton, aici bifați setările pe care le vreți salvate și în partea de sus scrieți numele, de exemplu în cazul meu, Bias 2017 Artifici o să las totul bifat și o să dau click pe OK. Și automat se face un preset. Următorul și ultimul meniu din această zonă este cel de snapshoturi uri Snapshot-urile vă ajută în momentul în care, de exemplu, voi da aici auto, dăm click pe această iconiță de jos, creăm un snapshot, de exemplu, auto 1, da, click OK. Dacă voi merge din nou și voi face modificările aici, cum le-am avut mai devreme, ceva de genul ăsta, și merg din nou la snapshot și mai creez încă unul, modificări făcute de mine. Făcute de mine. Pot să văd cum a fost înainte și după ce am făcut modificările. Puteți să vă creați snapshot-uri după fiecare modificare mai importantă, astfel puteți vedea un before and after. Acesta este meniul din dreapta. O să continui în partea de jos de aici. Primul buton este să vedeți un before and after. În stânga aveți, după cum puteți vedea aici, before after. Dacă veți mai da din nou click, o să aveți altă modalitate de a vedea before after iar dăm click, altă modalitate, până ne întoarcem la cel uh, în care vedeți fotografia modificată. Ca să vedeți before and after, fără să trebuiască să se suprapună cumva fotografia după cum ați văzut mai devreme, puteți folosi asta P sau acest buton de jos. Dacă apăsați pe P, acesta este before și încă o dată pe P, after. Before, after. Iar ultimul buton, acesta de aici, nu recomand să-l folosiți, este și scurtătura alpu, în care copiază toate setările pe care le-ați făcut acum la fotografie în zona de before. De exemplu, dacă eu o să dau click pe acest buton, before meu o să fie exact acesta, cu modificările făcute acum. Și dacă voi începe să fac chiar modificări la fotografie, before-ul iarăși nu o să mi-l arate fotografia de la început o să-mi arate din momentul în care am dat click eu pe butonul ăsta de aici. Ok, mai avem destul de puține cele din partea de sus. Primul este cel de zoom. Dați zoom cu mouse-ul. Dacă țineți apăsat pe tasta alt, va apare de zoom out. Control 0 este scurtătura ca să revine poza inițială. Să o vedeți pe toată. H-ul este hand tool În cazul în care să zicem că aveți un zoom dat în această zonă și vreți să mutați, apăsați H-ul și puteți să vă mutați în zona în care vreți. Sau mai există altă posibilitate de pe modulul de zoom, dacă țineți apăsat pe tasta Space, automat se activează mânuța, după cum puteți vedea, și vă duceți unde vreți. Cel de White Balance, dacă dăm click pe el și o să dăm click aici, o să-mi dea o eroare că este prea albă și nu poate seta White balance de acolo. Uh, haide, cred că din ce mi-aduc aminte, cred că asta de aici erau albe, ceva de genul ăsta. Deci puteți să setați White Balance-ul. Următorul este cel de Color Sample, de exemplu dacă vre vreți să salvați mai multe nuanțe de culoare și să vedeți exact diferența dintre ele, dați click în zonele unde vreți și vi se pune aici în partea de sus. Mai aveți un buton de Clear Samples în care se resetează. Următorul buton este de targete de Adjustment tool. Acesta vă ajută, de exemplu, dacă vreți să folosiți modulul de Curve. De exemplu, dacă o să vreau să luminez această zonă de jos să întunecă această zonă de sus. Trebuie doar să țineți apăsat și automat, după cum puteți vedea în dreapta, o să fac niște modificări mai drastice ca să se vadă. Și se va crea automat un curb. O să dau... preset, Control Z este undo, iar control alt Z este step backward. Următorul este cel de crop. Eu nici pe acesta nu-l folosesc, de fapt foarte multe module nu le folosesc în, în camera ro. O să vedeți în continuare, în momentul în care o să dau pe pe nimic automat o să vi se deschide fotografia cu modificările făcute în Photoshop și nu mai puteți reveni la fotografia inițială. Deci sunt niște modificări distructibile la care nu mai puteți reveni, din cauza asta eu de obicei și recomand să le faceți pe acestea direct în Photoshop. Dar puteți să le faceți și de aici, nu o să fac eu. Următorul este cel în care puteți să îndreptați îndreptați orizontul și pe acesta îl fac tot de obicei tot din Photoshop pentru că în momentul în care îl îndreptați automat se face și un, un crop. Următorul este cel de transform în care puteți să modificați și să distorsionați fotografia sau în caz că era distorsionată puteți să o modificați astfel încât să se vadă cum trebuie, nici la aceasta nu -o, o să umblu, control Z. Avem spot removal tool, nici pe acesta sincer nu-l folosesc, pentru că pot face acest lucru din Photoshop, dar în caz că vrei să faceți de aici vom da click de exemplu aici și automat ne va găsi o zonă asemănătoare și va dispărea punctul nostru. O să dau escape. Ce mai avem aici? Read removal. Nu avem ochii roșii în această fotografie, dar dacă aveți vreuna puteți să scoateți ochii roșii din fotografie. Mai avem cel de adjustment brush tool. Acesta vă ajută în cazul în care, de exemplu, vreți să întunecați numai zona de sus Haideți să dau un overlay, setez mask aici ca să-mi arate ceea ce modific dacă vreau să întunec sau să luminez această zonă. O să cresc expunerea ca să se vadă de fapt ceea ce face sau o să mai scad din claritate de exemplu, ca din ex, nici și din expunere să nu se vadă foarte mult. Depinde ceea ce, ce vreți să faceți. Mai avem cel de graduated filter, este asemănător cu cel de la de acest membraș. Mai avem cel de radial cu care puteți să faceți, de exemplu, o vinietă. Este exact ca cele două de mai devreme, numai că în cazul de față creează un cerc, ca să vedeți exact ceea ce face. O să crezi mai mult expunerea să se vadă mai bine. Puteți să creați cu acesta o vinietă, o să-l și pe acesta. Acestea sunt setările de camere RAW. După cum v-am spus, și într-un clip anterior, cel mai important lucru o să aveți în vedere aici este cache-ul. Default mi se pare că vine cu 4 sau 20 de giga, oricum trebuie să fie peste 20 de giga și de recomandat este să fie, să fie pe cel mai rapid hard disk pe care l-aveți. În cazul meu este pe un SSD și este de 100 de giga cache-ul. Iar următoarele două sunt uh, niște module cu care puteți să rotiți fotografia. Ok, cam asta este modulul de camera RO. Mai aveți în partea de jos câteva butoane, este cel de save image. dacă nu nu vreți vreți să mai ajungă această fotografie și nu vreți să mai faceți vreo modificare în Photoshop, puteți să dați direct de aici click pe Save Image și puteți să salvați fotografia. Dacă dați click pe Open Image, o să vi se deschidă automat fotografia în Photoshop. Dacă dați click pe Cancel, nu se întâmplă nimic. Iar dacă dați click pe Done, nu o să vi se deschidă fotografia, dar o să vi se salveze pe hard disk lângă fotografie un fișier numit XMP în care o să fie toate modificările pe care voi le-ați făcut aici. Și dacă veți deschide No fotografía. automat se va deschide în camera RAW, vor fi salvate acele modificări. Mai aveți aici un trick, dacă țineți click pe tasta Alt, o să vi se schimbe butanele de jos. Dacă veți da click pe Reset, automat se vor șterge toate setările făcute de voi. Iar dacă dați click pe Open Copy, vi se va deschide fotografia în Photoshop, dar nu se vor salva modificările în fișierul XMP. Ca să se salveze modificările, trebuie să dați click pe Open Image, dar mai este încă un trick aici. Dacă țineți apăsat pe tasta Shift, va apare Open Object. Dacă vom da click pe Open Object, ok, este în Adobe RGB fotografia mea, o să o transform în sRGB. Cancel. Ni s-a deschis o formă de Smart Object, nu se să intru foarte mult în detalii, ce înseamnă acest lucru este că dacă voi da click pe el, automat ni se va deschide din nou modulul de camera roșu și putem să facem modificări. De exemplu, am crescut foarte mult expunerea, dau click pe OK, se modifică automat și la noi. Dacă voi da click pe voi da dublu click chiar, și voi modifica expunerea, și voi da click pe OK iarăși se va modifica în fișierul nostru. Asta este o modalitate prin care voi nu trebuie neapărat să lucrați distructibil cu camera RAW, astfel puteți să reveniți mereu și să mai faceți modificări la fotografie. Oricum, crop, chiar și modulul de brush sau de graduate filter sau alte module, eu sincer nu le folosesc, le fac pe toate în Photoshop, dar dacă nu vrei să faceți în Photoshop, vi l-am arătat aici, puteți să le folosiți direct de aici. Eu sincer folosesc doar primul mod acesta de aici și mai activez cel de lens correction. Atâta. Celelalte meniuri eu le fac din Photoshop. Ok, acesta este una dintre modalități prin care puteți să ajungeți în modulul de camera RAW. Mai este o modalitate în cazul în care să zicem că aduceți în Photoshop o fotografie de format JPEG, nu o să vi se deschide acel meniu, automat o să o deschidă ca și un layer, dar puteți să modificați inclusiv layerul respectiv cu modulul de camera RAW, sub forma unui filtru. Astfel, dacă vom merge la filtru, aveți camera RAW filter. Dacă dăm click pe A, automat ni se deschide ceea ce ați văzut mai devreme, numai că este sub forma unui filtru. Ok, după ce am făcut, faceți modificările aici, de exemplu, să mă duc puțin la extreme. Veți da click pe OK și automat se vor aplica layer vostru. OK, o să vă arăt un ultim uh, trick prin care puteți să aplicați unui layer filtru de camera roș și să nu lucrați destructibil pentru că după cum ați văzut mai devreme nu putea să reveniți. Aveți două modalități prin care puteți să faceți acest lucru. Ori duplicați layer și apoi aplicați filtru. Ok. O să fac mă duc puțin la extrem aici. Și acum dacă vreți să vedeți cum era înainte sau să faceți un blend cu layerul anterior, puteți ori să scădeți opacitatea sau să adăugați o mască și să umblați doar în zonele în care vreți. Iar cealaltă soluție prin care puteți să accesați filtrul respectiv non-destructibil este să convertiți layerul într-un smart object, la fel ca și mai devreme, și pe smart objectul respectiv să puneți filtrul de camera RAW, de exemplu. Și acum o să merg tot la fel, puțin mai drastic, o să dau click pe OK și dacă vede cum vedeți aici în dreapta s-a creat automat uh, inclusiv o mască. Iar dacă vreți să reveniți și nu vă plac modificările făcute puteți să dați dublu click pe camera RAW Filter și să reveniți din, din nou în filtru și să faceți modificările exact cum, cum doriți. Ei bine cam atât în ceea ce privește acest tutorial și despre acest modul ar mai fi foarte multe lucruri de spus. Este un modul foarte complex. După cum v-am zis la început cei care cunosc Lightroom-ul cunosc destul de bine și acest modul este asemănător cu cel de develop din uh, Adobe Lightroom. Mai multe informații despre mine le găsiți jos în descrierea clipului, iar până data viitoare spor la editare și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube F64 pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în materie de foto fotovideo, iar dacă aveți întrebări, sugestii, aștept comentariile voastre mai jos.